Gata, ai distrus ca un ăsta de tot. Astăzi, oameni buni, este un videoclip cu adevărat special, deoarece acum două zile v-am cerut să inventați voi un cuvânt și să-i atribuiți o calitate sau o însemnătate acelui lucru. Sunt foarte puține comentarii, știu, dar totuși atât de mult mi-au plăcut aceste comentarii încât am zis că, frate, pur și simplu nu vreau să renunț, sunt comentariile prea geniale. Dacă doriți să susțineți această serie, să apăsați și voi butonașul de like, dar cel mai important și cel mai important, să lăsați cuvintele voastre acolo în secțiunea de comentarii, să fiți super creativi și să inventați niște super cuvinte. Primul cuvânt inventat pe ziua de astăzi este din partea lui Houdini, arachnoacuantico-fizicofobie. Frica de a fi mușcat de păianjeni care știu fizică acuantică. Deci noi nu mai vorbim de fizică cuantică, vorbim de fizică acuantică. Eu nu știu ce e fizica cuantică, trebuie să vă spun. Totuși, fiind un păianjen geniu, cred că ar avea niște chestii mai importante decât să te muște pe tine. Dau și o părere. Nu mă mușcați, man. Este Blanus Bombus, inventat de Petreț, înseamnă mirobolant, magnific, voforos. Nu e copiat cu Blanus Bombă. Nu! Vânt de la Talmazan, certo, es muy bellissimo, muy pinguino. Telege, trag la găleată. Un cărucior care îl atârn de ce vrei tu, iar pe el pui o găleată cu apă. La școală ții cărți și caiete în el. Cine s-ar căra cu așa ceva? Deși ar fi o idee bună. Ar fi o idee bună să găsim cărucioare de-astea pe holurile școlilor. Gândiți-vă dacă 30 de elevi ar veni cu aceste cărucioare, ar putea să facă o baricadă, să se baricadeze în clasă, să nu mai intre profesorii, never! Adijderu a inventat Mirabulos, combinația dintre mirobolant și pat! Iar Shuriken X a inventat Curtoșligă. Am un curtoș, am un mămăligă, Curtoșligă! Boala sistemului nervos central, simptome. Incapacitatea individului de a formula grupuri de cuvinte în concordanță cu realitatea și nevoia constantă de atenție. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would... Într-adevăr, o boală destul de gravă și s-ar putea ca întreaga Românie să fie bolnavă de asta. Următorul cuvânt, avamacta, și vine de la reality și înseamnă a prinde pe cineva la vamă cu droguri sau arme albe, etc. Cum ar suna discuția dintre doi români care s-ar anunța prin stație? Atenție la vama cu Ucraina, e acolo un MCV de poliție care vamactează, fraier, repet, vamactează pe toată lumea. Atenție cum transportați și unde le ascundeți. Și băleală, inventat de Yo-Yo, când stai să vorbești cu un idiot sau un bou. Deci data viitoare, oameni buni, aveți grijă să nu vă băliți. Sper ca videoclipul următor să avem mai multe invenții. Rămânem tot la tema aceasta și sper ca într-o zi să reușim să strângem și noi o grămadă de cuvinte inventate acolo de voi. Chiar sunt foarte, foarte, foarte curios cu ce idei mai puteți să mai veniți. Dacă v-a plăcut acest videoclip, apreciați și voi sau puteți să nu apreciați. Eu intenționez să fac o serie, dar din păcate, în momentul de față, timpul îmi permite cam prost. Pentru că facultatea e viața mea și vreau medie 9.50. Vreau să intru la bursă, vreau să iau bursă și pentru asta am nevoie de o medie foarte, foarte mare și acum mănâncă și mai mult. Și până data viitoare, bă, să aveți o zi sau o seară faină, bă. Ciao!